că imediat vine Ami, care era să-și ia bătaie de la Bia Khalifa. Bia Khalifa a eliminat Ferească Dumnezeu și Ami vine aici. Dar ce am eu aici întrebări. E timpul pentru cea mai picantă provocare din showbizul românesc. Angel Damian este dirijorul de pe platourile de filmare ale serialului Clanul. El regizează toate secvențele alea palpitante în care toată lumea tremură de frica lui Bebe Măcelaru. Acum însă e rândul lui Angel să tremure puțin, pentru că e aici să răspundă celor mai iuți întrebări și să spună tot sau îi va lua gura foc. Doamne, doamne, nu știe în ce s-a băgat. Angel Damian! Azi să te primim cu coloana sonoră da. Din viața ta, dar și a filmului Clanul. Am înțeles. Salut, Angel! Hello! Spune-mi cum te-au convins. Cred că a fost un moment de amnezie temporară. Am zis da, dar n-am știut la ce am zis da. Și acum în spate mă gândeam, zic, pe unde o fi o ieșire? De incendiu ceva. De ceva, zic, aoleu. El este Angel Damian, mulțumesc. Oameni buni, cum spuneam, dirijorul de la Clanul. Felicitări pentru serialul Clanul. Senzațional ce se întâmplă acolo și ce oameni mișto și ce oameni fai. Da, o distribuție excepțională, o echipă extraordinară și vreau să le mulțumesc încă o dată pe această cale că reușesc să facă cel mai tare produs de acțiune dramă din România. Așa este, dar e greu pentru tine ca regizor și ca om care ești implicat în tot show-ul ăsta să, nu știu, să faci în așa fel încât Carmen Tănase, ce zici tu, aia să fie. Șerban, Pavlu, George Mihăiță, adică actor cu personalitate, actor pe care probabil pe mulți îi urmăreai când erai mic, știi? Și aveai o timiditate așa. Da, bine, sunt povești. De exemplu, Carmen mă știe din burtă, adică era foarte bună prietenă cu mama, au fost colegi de facultate. Nu cred, da. Acum, băiatul ăla, da, care, băiatul ăla care era, exact. Și îi punea mâna pe burtică, dar e cel care înseamnă... spune, nu, încă o dată, n-a fost bine Carmen, încă o dată. Ce ai făcut Carmen aici? Nu se poate, nu, foarte prost, foarte... Nu, dar nu. E o relație care depășește granița platoului și atunci orice actor profesionist înțelege că stai într-un context de filmare, regizorul, indiferent câți ani are, care e experiența lui, E regizorul și i-am și câștigat în timp, adică actorii se câștigă. Când ajungi să le dai niște indicații în care ei să creadă foarte tare și să-și dea seama că tu ai o privire de ansamblu și că știi anumite lucruri pe care ei nu le știu, chiar dacă au atâta experiență, pentru că în fiecare rol o iei de la zero. Oricât ai făcut un, în cariera asta, da. E bine ce zice, merge rolul pe mâna ăsta, lui. Rolul ăsta e de la zero, nu mai ai ce să... Adică tu vii cu experiența, dar sunt niște date pe care regizorul sau cel care scrie sau cel care produce creativ întotdeauna știe puțin mai mult decât tine, actor, că tu îți vezi doar bucățica ta. Și atunci, ușor, ușor, i-am câștigat, dar au fost și extrem de deschiși, adică n-am cum să mă... Bă, adevărul că se și vede, arată senzațional. Clanul Oameni Buni este lunea pe ProTV, puteți vedea și pe Voio, merită. Este un super serial românesc, exact cum zicea și Angel Damian, cel mai bun de acțiune de la ora actuală din România. Da, n-are... Asta e și atât. Fii atent, o să facem în felul următor. Amestec întrebările ca un magician. Deja mi-a luat gura foc, deci n-am făcut nimic. Deci tu trebuie doar să alegi o întrebare. Fii atent, te las pe tine să alegi. Asta. Hai să vedem, că e păcat, adică... Iată. Eu acum răspund. Nu e grea întrebarea asta, că eu zic cum vrei tu răspunsul. Stai să pun și un pic sosiute, doar ca să fie aici. Tu dai răspunsul cu voce tare și noi aflăm pur și simplu după aia dacă citim sau nu întrebarea. Băi, și am zis am pus o picătură. Am zis că nu o să mănânc nimic, știi? Și mi-ai dat direct întrebarea asta. Tu ai tras. Da, eu am tras. Bun, răspund. Zi, ce alegi? Theo Rose. Citim? Nu. De ce nu citim? Mâncăm iute? Mâncăm iute. Dar vezi că mai sunt și altele, din prima ai început? Acum mai pot, o să răspund la toate. Deci, Theo Rose era răspunsul, Ciucă, dar nu știm de ce a răspuns așa, pentru că nu știm întrebarea, omul a mâncat iute. Nu știm noi, nu știi. Bun, haide să mergem mai departe, ia uite ce avem aici. A doua întrebare. Merg repede lucrurile cu prietenul nostru. Maică, Angel Damian, știi ce, Ciucă? El mănâncă iute de felul lui, adică... A venit un pic aici. Oameni care s-au lăudat că mănâncă iute. Avem meci greu cu el.
Deocamdată, uite. Deci... Aoleu, aoleu, da, o să mănânc mult astăzi. Nu, dar ar fi păcat, adică să nu știi citim, să nu știi... Da, 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 aici, da, da, poate următoarea. Da, următoarea, da. Răspund. Vedeți că aici nu-i singular, e plural. Da. Deci mai multe am înțeles. Nume... Am înțeles. Păi... zic? Da. Zi. Irina Rimes? Nu cred, jură-te, bă! Bă, ești mănânc eu, iute, lasă-mă să citesc! Așa? Mamă, ciucă, deci... Monica Bârlădeană? Eram sigur. Da. Jur. Totul până la Monica. Ce atât, am dat două nume. Două nume, direct. E suficient cât să mănânc. Nu cred, mă, lasă că mănânc eu, iute, mănânc eu, iute! Mamă, ciucă, rupem și întrebarea asta, dar era... Mamă, două întrebări s-au dus imediat. Deci, câte ai? Mai multe. Mai multe. Mamă, deci Irina Rimes și Monica Bârlădeanu. Bun. Ia să vedem. Dai să... Nimic, nimic, nimic. Tu mi le dai, a? Nu, nu, nimic, uite. Ia să vedem. Hai mă, nene, bă, dați luat o razna, nu se poate așa ceva. Sunt întrebările de la sosurile picante. Deci n-ai cum, deci e grav, e rău de tot. Nu se poate așa. Sunt întrebări picante, Angel, întrebări picante. Cum să zic eu, cum să răspund la... Păi nu știe lumea despre ce e vorba. Da, nu știe, păi ha, pot oamenii să afle dacă vrei. Băi, deci ce răspunsuri a dat omul. Deci direct, bam, bam, bam. Ciucă, știi cum ar fi filmul ăsta? Blockbuster. Crede-mă. Deci dar ești supărat că nu știi răspunsurile? Da. Nu știi întrebările? Răspunsurile dar n-am, știu n-am, chiar n-am. Nu? Nu. E. Nu neapărat, așa, ce știi tu. Nu neapărat că tu ai avut de-a face cu cândva, când, cum, ce. Ca să nu dăm detalii din întrebare. Dar nu am, n-am niciun detaliu. Mai dăm asta, că n-am, adică n-am, nu aș vrea că n-am. Că sunt corect, dacă ai zis, bă, nu am, n-am. A fost corect, omul a fost corect. N-ai cum să pui la îndoială că nu e corect. Stai să vedem. A, o lapte, vezi că laptele te ajută dacă nu, e... Nu, las. Nu vrei? Bă, deci... Asta e mai lungă. Vai de capul. Da. E o întrebare la care vom vedea dacă o vom citi. Ne va lua și nouă foarte mult timp să o citim. Dar răspunsul nu știu ce e. Cercetătorii britanici care au scris întrebarea, scenariștii de la Hollywood, te rog frumos, dacă vrei să te uiți în camera lor atât. Asta de la cine e? Hai, de la Quentin Tarantino Prutean. Băi, o să mănânc mult astăzi, deci nu se poate. Vă stric emisiunea, nu că mănânc practic, adică nu. Măcar dă-ne și nouă răspuns ceva. Vă dau. Angel Damian a mâncat, iute, tot și n-a spus nimic. O puicuță fragedă și un păstârnac viguros. A? E bine? Îți mulțumesc foarte mult. Da, vezi că scrie de ce? Da, ca să facă o supă. De asta de ce n-am citit-o? Nu, nu. N-are nicio treabă. No. Oh, Doamne. E o întrebare culinară. Avem și întrebări culinare aici la noi. Doamne. Hai totuși să dăm una, că să-ți mai dai și o șansă să nu mănânci atât. Bă, dar n-ai nicio treabă de la iutele asta? N-ai nicio treabă de la iutele asta? Nu. E ok. Asta, adică, într-un fel m-ați ales bine, într-un fel m-ați ales prost să vin astăzi, că... Deci n-are nicio lacrimă, nimic, băi, ciucă, deja pun la îndoială că el fiind scenarist, regizor, cred că ne-a schimbat sosul, ne-a băgat ceva. Nu, și vin și din Thailanda. Adică... Noi ne distrăm, adică, la rubrica asta nu vrem să-i omorâm pe oameni. Bă, dar e incredibil, deci... În Thailanda ați mâncat iute? Da. Iute, iute, așa că sunt obișnuit. Da, mai când miros mă ia cu dureri. Asta, pentru prieteni. Aici cred că nu mănânci, uite. Că aici e o ipoteză. Mm-hmm. Da. Trebuie doar să fii atent la un cuvânt și anume ăsta. Aici. Da. Deci... Păi, stai că a început să mă iau iutele. Ziceam că sunt tare și deja asta e cu efect întârziat. E ceva rău de tot. Mi-e viața să vezi la cât te trezești. Mamă.
Stai că mă ia cu lacrima. Opa! Deci a fost un blestem, mi-a zis-o și mi-a dat. Dă-mi un pic, până a ajuns, a făcut și intele ăsta efectul. Și poți să justific? Da. Da? Da, clar, adică eu un răspuns. Dă-mi răspunsul prima dată. Mădălina Craiu. Mădălina Craiu, adică tot Ilica. Caută fotografia. Da. Și... pe... Dojoiu, pe Mircea. Și pe Mircea Dojoiu. Ai găsit-o pe Mădălina? Da. Stai să vedem fotografia. Deci Mădălina Craiu. Deci asta oameni... ea, da? Exact. Bună, Mădălina. Și pe Mircea? Citește tu întrebarea, că mi-a gura fucă. Perfect. Și tu explici, da? Da. Planeta este amenințată cu distrugerea completă de o rasă de extraterestre autoputernici. Singurul care poate salva planeta și omenirea ești tu, Angel Damian. Ca extraterestrii cerești să ne lase în pace pentru totdeauna, trebuie să dai afară doi actori din rolurile principale din clanul. Pe cine dai afară? Dă două nume. Și am ales-o pe Mădălina Craiu, Irinca, da? Pentru că e o fire extrem de empatică și este o ființă cu spirit de sacrificiu. Și mi-a fost și colegă de clasă. Și știu că ar înțelege treaba asta. Și pe Dojoiu, pe Mircea, pentru că el se sacrifică întotdeauna pentru tătuțul lui. Și e bodyguard, nu? E, da, o mâna dreaptă a lui tătuțul. Atunci, și cum o să explic și că eu sunt tot un fel de tătuțul pentru serial, o să fac acest transfer și o să zic că, domne, pentru binele lui tătuțul să nu moară Bebe Măcelarul, că nu mai e planeta. Am înțeles. Deci aici am rezolvat-o. Ai găsit poza? Am rezolvat-o că se poate de ușor. Mergem, mai avem trei întrebări pentru Angel Damian. Băi, ce răspunsuri a dat, băi, ciucă, băi, rapid, bam, bam. Mamă. E. Yeah. Dar a revenit ciuțeala. Angel Damian în lacrimi la emisiunea La Măruță. Ce mi-ai făcut, Cătălin? De ce? De ce m-ai adus aici? Băi, acum o să răspund sincer și citești întrebarea. Păi oricum ai fost super sincer. Pentru că, până la urmă, cred că orice bărbat are, într-un fel sau altul, fantezia asta. Pentru că e un nume care a stârnit diverse reacții în rândul masculilor din țara asta. Așa că dacă ar fi să joc cu o actriță din România o scenă romantică, mi-aș dori, pentru așa plăcerea mea post-mortem, să joc cu Mădălina Ghenea, de exemplu. Deci Mădălina Ghenea, da, este răspunsul lui Angel Damian. Întrebarea ați intuit-o. Spune-ne numele unei actrițe din România cu care ți-ar plăcea să joci o scenă romantică dacă ai avea ocazia. Da. Deci cu Mădălina Ghenea. Dar vezi că ar fi scena cu de toate, adică. Da. Da. Să înțelegem, scenele romantice în filme nu sunt lucruri care să producă foarte mare plăcere. Dimpotrivă. Da, nu, sunt îngrozitoare. Da, nu? Absolut. Deci nu e, să nu vă închipuiți că e vreo plăcere, că pleci fericit, nu. Sunt chinuitoare, sunt extrem de... gândește că fiecare acțiune care se vede cursiv într-un produs, într-un film, se ia, se repetă de 700 de ori, devine ceva foarte mecanic. N-are, e foarte greu să găsești... Și plus că mai sunt și băieții în spate cameră de filmat. Cu echipă întreagă, da. Lumina, am niște povești, să știi, cu scene romantice din filme, da. Și? Vrei să ți le povestesc? Da, zi. Îți zic una, hai, da, asă? Da. Bun. Trebuia să filmez într-un film, da, o scenă romantică, unde, evident că nu mă vedeam nud, că filmul nu era underrated, dar eu trebuia să fiu... gol pușcă. În fundul gol. Da. Și bineînțeles, pentru asta există protecții. Atât la bărbat, cât și la femei. Îți pune o protecție pe organele genitale. Sunt niște protecții speciale care se comandă din străinătate. Și a fost o problemă cu comanda din străinătate și protecțiile n-au mai ajuns la filmare. Și? Și toată lumea de la departamentul de costume, că departamentul de costume e cel care se ocupă cu treaba asta, a venit: dom'le, știți, n-am ajuns protecțiile și... dar noi am reușit să confecționăm ceva, să facem... bine, haide. Un ciorap de lână. Exact. Dar nu de lână. Un ciorap din ăla dres. Nu cred. Era un dres. Zic, ok. Și un dres și un scotch din ăla de tape de se pune la cameră, dacă știi, ăla mare, ăla. Și zic, și cu scotchul ce vrei să faceți? Păi ca să stea, trebuie să legăm. Și zic, cum adică? Păi și când îl dați jos, cam cum se... întâmplă, zic, nu, vă rog frumos, zic, o să filmez gol pușcă. Și? Am filmat gol pușcă și a fost un sentiment eliberator extraordinar.
culmea, că mă gândeam, Doamne, o să mă simt oribil, o să mă simt inhibat. În momentul în care am intrat dezbrăcat pe platou și cu echipa de filmare, s-a creat un transfer de putere, pentru că toată lumea s-a inhibat în jurul meu, mai puțin eu. Deci ați înțeles cum stau lucrurile de fapt, da? Fără să-mi dau... Nu asta era ideea, Cătălin. De luni vreau ideea... să fie toată lumea prezentă ca am altă apariție la emisiune. Ideea era că, în general, în situațiile astea... Da, te inhibi, Da, dar pentru că, de fapt, asta era o condiție... Eu eram... Da. Ei se simțeau prost. Pentru că nu reușiseră să creeze un context favorabil. Și așa s-a creat un transfer de putere. Păi, deci, că ei se simțeau prost, deci când s-a făcut transferul de energie, toată lumea a rămas mută, tu înțelegi, știu că alte lucruri... Adică a venit Angel Damian! Nu totul e... Salut! Iartă-mă! Nu totul e cu mesaje subliminale. Ia să vedem. N-avem, mai avem, dragii mei colegi, nu vă grăbiți! Domnul Pruteanu, sper că nu sunteți în regia de emisie. Așa. Deci. Calități. Deci 3 și 3. Deci pui 3 lucruri aici și 3 lucruri aici. Așa. Bun. Extraordinar de talentată. Deci talentat, da. Talent. Da. Da. Are un instinct fabulos. Talent, instinct. Și o carismă. Și carismă. Bun. Toate extraordinare. Absolut. Perfect. Talent extraordinar, instinct extraordinar, carismă extraordinară. Și aici, la partea a doua, a este povești? Ultra-perfecționistă. Așa, haide. De ce zici? Că le-am balez tu frumos. Nu, dar așa e, ultra-perfecționistă. Este să zic că să se încadreze aici. Da. Mâncă miute și zicem orice, Anghele. Câteodată este colerică. Deci colerică. Și? Și? Nu vin, mă, dacă nu vin, trebuie să inventez, ce să fac? Bine, atunci rămânem la asta? Rămânem la asta. Că omul a fost sincer, a fost corect, n-ai deci cum, adică... N-am, adică... Nu, deci cum ai fost impecabil. Citezi, nu? Citește. Spune-ne 3 calități și 3 defecte ale lui Teo Roz. Talentată, instinct, carismă. La defecte, ultra-perfecționist, adică căpoasă. În sensul în care niciodată nu e mulțumită de un rezultat, deși are niște rezultate foarte bune, caută întotdeauna să găsească nod în papură, în propriile... Când nu e cazul. Când nu e cazul. Din... Colerică? Aici trebuie oarecare explicație. Nu neapărat colerică, că e foarte... cuvântul nu e bine utilizat. Poate există la un moment dat niște reacții care sunt foarte puternice. Da. Da, v-ați mutat de mult? Dacă ce? Dacă v-ați mutat de mult de la iutele asta mi s-a înfundat urechile. Aduceți-mi ceva, că nu au bine. Vrei să spun ceva? Ai fost foarte curajos, da. Jur. Bravo, foarte tare ai fost. Astea au fost? Da. Mai aveam încă una, dar am zis să o las ție. Uite, vezi că eram aici. Da, o zici pe asta. Zi repede. George Piștereanu. Piștereanu. Da. Și... Adi Nartea și George Piștereanu. Mănânci uite sau citim? Citim. Ia citim. Că și explic. Ești ales să regizezi varianta românească a filmului Brokeback Mountain. Pe cine distribui în cele 2 roluri principale și de ce? Iar rolurile principale ce se întâmplă? Rolurile principale sunt 2 iubiți care... Deci îl vezi pe George Piștereanu cu... Cu Adi Nartea. Dar vezi că asta e varianta românească. Deci 2 ciobani. Da, mă rog, cioban, dar de la fermă. De ce? Mă explic și de ce, că scrie de ce. Da, corect. George Piștereanu a declarat într-un interviu
că își dorește foarte tare să joace un rol de compoziție din zona homosexuală. Și Adin Artea mi-a spus că are nevoie de provocări actorice și mi se pare că genul ăsta de rol, care este în total opoziție față de rolul din Vlad, i-ar aduce un foarte mare plus carieră. Acum, cine știe ce o să se întâmple în viitor cu rolul. Serios, mi se pare că... Da, adevăr că n-ar fi ușor să joci asta. Și gândește-te, sunt doi bărbați mișto. Da. Sunt într-un fel ca tipologii, diferite, că Piștereanu este mai rău așa, știi, adică bărbăția aia foarte și adică, Artea, și el e bărbat, dar este cu trăsături mai androgine, dacă vrei, și au așa, ar fi un cuplu cinematografic și sunt niște provocări actoricești. Îți mulțumesc mult de tot, ai fost senzațional, pe cuvântul meu de onoare, da. Chiar nota 10, bravo, mulțumim mult de tot. El este Angel Damian, căutați-l pe Instagram, Angel Damian, căutați-l pe Facebook, pe TikTok, eu sunt. Angel Damian și îl vedeți în Clanul. Clanul, în fiecare luni și pe Voio. Mulțumim mult de tot. Peggy, te rog frumos, Peggy, stai un pic, de la cu mobilierul, ok? Peggy, după, ce faceți, mă, se strânge tot aici. Ok, ne-au luat sosurile. Are pe ghi ceva tratament. Acum mi s-a... Nu, că sunt ok. Da? Perfect. Okay. Mulțumim mult de tot, Angel. Mulțumim mult. Bulete. Cum? Să-mi dea și mie bulete de cașcă. Ciucă, tu încă n-ai dat răspunsuri de genul ăsta, crede-mă. Păi n-am avut. A venit Champions League. Bam, bam, bam. Mulțumim mult de tot, Angel. Mulțumim mult de tot. Mergem mai departe cu emisiunea.